Proiectul de lege inițiat de PSD în urmă cu câteva luni și care prevede interzicerea comercializării către minori a băuturilor energizante a fost dezbătut ieri în plenul Camerei Deputaților și azi va fi supus la vot pentru aprobare. Mă bucur că inițiativa mea are și susținerea altor deputați, în afara colegilor din Partidul Social Democrat, înțelegându-se pericolul la care sunt expuși copiii care consumă acest tip de băuturi, a precizat Alfred Simonis. Spunea un coleg mai devreme că e o lege transpartinică, nu e adevărat, este o lege depusă de mine și de colegi membri ai Partidului Social Democrat. Însă această lege poate avea o susținere transpartinică și dacă din perspectiva asta ați spus-o, apreciez. Mă bucur că avem un consens, pare să, pe această inițiativă. Mă bucură și faptul că în aceste ultime luni mulți dintre noi ne-am întâlnit cu asociații, cu ONG-uri, dar niciunii n-au depus legea, am făcut-o noi. Mă bucur în final totuși susținerea atât de largă pe această inițiativă, pentru că, deși am văzut oareși ce nemulțumiri în final, această lege vine în urma unor discuții serioase, în urma unor dezbateri cu asociații de părinți, cu asociații de profesori, cu asociații care se ocupă de copii. Important de menționat este că se reglementează și comercializarea acelorași băuturi energizante în automate, aceasta urmând a fi interzisă. Săptămânile viitoare devin legi alte două inițiative importante, interzicerea păcănelelor și comercializarea țigărilor electronice către minori.